Să rămână, doamnelor, bună ziua, domnilor! Mulțumim reprezentanților mass media care sunt alături de noi. Așa cum v-am obișnuit, am convocat și astăzi Comandamentul Național pentru situații de urgență, ca urmare a atenționării de cod galben pentru ninsori preconizate a afecta mai multe județe din țară. De aceea, primul meu mesaj se adresează structurilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne, în primul rând inspectoratelor județene pentru situații de urgență, în general Burlui. Vă rog să fiți mobilizați 24 din 24 de ore pentru situația în care se vor impune misiuni de salvare sau de acordare a ajutorului persoanelor izolate sau afectate. Până acum nu s-a impus intervenția pentru salvarea de persoane, însă la acest moment, dat fiind volumul de precipitații anunțate și intensificările de vânt, pot apărea situații de urgență necesare a fi gestionate de dumneavoastră. La fel pentru colegii de la jandarmerie, inspectoratele județene din județele aflate sub cod galben să fie pregătite pentru misiunile de sprijin ale ISU, așa cum au lucrat întotdeauna împreună. În ceea ce privește zona de poliție și poliție rutieră în special, rămân în continuare valabile dispozițiile privind aplicarea măsurilor de închidere a segmentelor de drum care nu mai prezintă siguranță pentru circulația publică. Domnul secretar de stat Oprea, domnul inspector general Tobă o să detalieze. În ceea ce privește prefecturile, doamnelor și domnilor prefecți, vă rog să convocați comitetele județene pentru situații de urgență, dacă nu ați făcut-o deja. Vreau să lucrați în mod integrat și să mobilizați toate resursele pe care le aveți la dispoziție pentru gestionarea intervenției, la dezăpezire și, bineînțeles, pentru înlăturarea efectelor căderilor de zăpadă. Ca de obicei, vă readuc aminte de activarea vocii unice, comandamentele la Inspectoratul Județean pentru situații de urgență, atenție la persoanele cu probleme medicale deosebite, gravide, dializați și alte categorii de persoane aflate în nevoi. Vă rog să, având în vedere și temperaturile destul de scăzute în anumite zone ale țării, vă rog să aveți în vedere și persoanele fără adăpost. Vă rog să pregătiți adăposturile, spațiile de cazare pentru persoanele care au nevoie de o astfel de asistență. Mă refer aici în cazul închiderii diferitelor segmente de drumuri, persoanele care ar fi surprinse într-o astfel de situație sau în altfel de situații de urgență. Pentru a fi operativi, o să începem prin a-l ruga pe domnul Sandu să ne spună concret care va fi situația în următoarele ore. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnule ministru. Referitor la intervalul în care e valabilă atenționarea cod galben, se impun următoarele precizări. Atenționarea a fost emisă în primul rând pentru intensificările de vânt și nu în primul rând pentru cantitățile de zăpadă care urmează. Va ninge în zonele anunțate, în zonele județelor cu cod galben, dar nu cantitatea de zăpadă este cea care a determinat emiterea atenționării, ci intensificarea vântului care la noapte poate să ajungă la 70-80 de km pe oră și la munte peste 100 de km pe oră. După ora 9, când expiră această atenționare, aproape sigur nu va mai fi emisă atenționare cod galben pentru zăpadă, dar pentru zona spațiilor meridional și sudul Moldovei vor rămâne sau vor fi emise atenționări cod galben pentru vânt. Deci vântul nu se oprește mâine la ora 9, la ora 10 în cursul dimineții, ci va continua cu intensificări destul de mari până mâine seară. Și pentru acea porțiune de la după ora 9 până seara vor fi emise atenționări pentru intensificări de vânt fără zăpadă. Vor mai fi în data de 12 cantități de precipitații sub formă de zăpadă, dar neînsemnate cantitativ,
și nefiind însoțite de vânt, probabil că nu va fi nevoie să mai fie emisă o nouă atenționare. Vă mulțumesc mult, domnul director. Foarte importante precizările făcute de dumneavoastră. Domnul director Dascălu de la CNADR, vă rog. Noi avem în acest moment, ca și stocuri de materiale, 131.000 de tone de sare, un stoc asigurator, 83.000 de tone de nisip din 116.000 și motorină circa 550 față de 398, cât ar fi stocul la 14 zile. De asemenea, astăzi s-a semnat contractele pentru județul Bacău și miercuri vor fi semnate contractele pentru utilaje pentru județul Vrancea. În rest, deci, avem toate utilajele băgate în bază și atât cele proprii cât și cele închiriate. Nu avem probleme deosebite. Mulțumesc mult de tot. De la Ministerul Sănătății, doamna Alexandra Cucu, dacă sunt probleme deosebite și dacă aveți recomandări speciale de făcut membrilor Comitetului Național și Comitetelor Județene. Vă rog, doamna. Nu sunt probleme deosebite. Județele sunt avertizate, cele 20 de județe cuprinse de codul galben. Protocoalele sunt aceleași de raportare a cazurilor de hipotermie, a cazurilor căzute în stradă și noi rugăm atenție la gravide și dializați. Păstrăm în continuare buna relație și protocoalele stabilite cu IGSU și în caz că sunt situații în care avem nevoie de sprijinul lor, avertizăm și informăm IGSU încât să putem interveni și să nu existe pacienți care nu pot ajunge în unitățile medicale. În rest, 24/7 ca și la dumneavoastră. Mulțumesc mult, doamnă. Domnul ministru Oprea, vă rog. Vă mulțumesc. Bună ziua la toată lumea. Domnilor colegi, legat de situația operativă prezentată, sunt convins că nu este nici prima și nici ultima misiune din această gamă. Cunoașteți cu toții faptul că avem proceduri clare. Vă cer să treceți la aplicarea lor operativă. Pentru astăzi, pentru dumneavoastră, mi-am calibrat intervenția pe un număr de 11 puncte, după cum urmează. Vă rog să le rețineți și mai cu seamă să le aplicați. 1. Punerea în aplicare a planurilor de măsuri. La nivelul fiecărui inspectorat județean avem planuri de măsuri și vă cer să acționați integrat și să treceți la executarea sarcinilor prevăzute în aceste planuri. Apoi, recalibrarea și adaptarea corespunzătoare a dispozitivelor de poliție rutieră și ordine publică. Pregătirea întregii logistici care o avem la dispoziție și să afectăm pentru a ne realiza atribuțiunile de serviciu. Următoarea problemă. Legătura permanentă cu autoritățile locale, astfel încât să avem o imagine cât mai corectă, cât mai completă, operativă și să putem interveni acolo unde este nevoie. Vă cer în același timp să vă adaptați misiunile la condițiile concrete, fără să neglijați nicio clipă siguranța cetățeanului în comunitate. Să utilizați toate resursele pentru informarea operativă, completă și permanentă a cetățenilor. Vă cer de asemenea să formulați recomandări participanților la trafic și să vă asigurați că aceste recomandări sunt respectate. În situația în care nu sunt respectate, să aplicați cu fermitate legea. Nu ezitați să luați decizii de închidere timpurie a drumurilor afectate și să întreprindeți toate demersurile pentru a vă asigura că pe drumurile respective nu sunt cetățeni. De asemenea, vă cer să raportați în dinamică toate problemele generate de situația pe care o protocolăm și mai cu seamă să identificați soluții în situația în care aveți nevoie de sprijin la nivelul autorităților centrale. De asemenea, vă invit de îndată, fără niciun fel de ezitare și întârziere, să solicitați sprijinul. Vă cer de asemenea
să vă organizați mai bine pentru intervenția la evenimentele care sunt semnalate pe Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgență. Vă cer disponibilitate și profesionalism. Atenție la persoanele fără adăpost. Împreună cu partenerii noștri, tradițional să-i numesc așa. Să depuneți diligențe și pe coordonata aceasta. Ultima problemă se referă la legea 60 din 23 septembrie 1991 republicană, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Și vă cer să urmăriți ca aceste activități, prevăzute în mod expres de legiuitor, să se desfășoare în conformitate strictă cu legea, pașnic și civilizat, fără să stânjenească în niciun fel folosirea firească, normală, a drumului public. În situația în care nu se respectă prevederile legale, vă cer să luați toate măsurile prevăzute de lege. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul ministru. Domnul inspector general Tobă. Da, vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Vă spun și eu bună ziua tuturor. Vreau să vă asigur încă de la debutul intervenției mele că Poliția Română în această perioadă va fi la datorie. Am asigurat toate resursele necesare pentru ca toate misiunile Poliției Române să poată să fie executate corespunzător. Suntem principala armă care colaborăm cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în această perioadă pentru a asigura evitarea oricăror probleme, atât din punctul de vedere al atenționărilor de cod galben, cât și din punctul de vedere al misiunilor specifice Poliției Române. Și vă fac precizarea că în momentul de față, planul de măsuri specific sărbătorilor de iarnă este elaborat la nivelul Poliției Române, a fost transmis sau va fi transmis în cursul acestei zile către inspectoratele de poliție județene. De altfel, detalierea tuturor activităților prevăzute în acest plan va face obiectul unei videoconferințe în cursul zilei de astăzi la ora 13:30, pe care o voi ține la Inspectoratul General al Poliției Române și adresez și invitația pe această cale domnului secretar de stat oprea să participe la această videoconferință. În rest, suntem cu toții în serviciu în această perioadă, vă asigur că Poliția Română își va face datoria. Nici în anii anteriori nu am avut probleme deosebite pe timpul sărbătorilor de iarnă, vă asigur că nici în această perioadă nu vom înregistra probleme deosebite, astfel încât populația să poată să beneficieze de această perioadă de sfârșit de an. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul inspector general. Domnul general Burlui, vă rog. Vă mulțumesc, domnul ministru. Vă rog să-mi permiteți să vin cu câteva probleme tehnice, punctuale, în condițiile acestea în care deja s-a emis această atenționare. Am activat la nivelul Ministerului Centrul Național, lărgit, în formă lărgită. Același lucru trebuie făcut și la nivelul județelor, prin cele 26 de județe. Iar, în acest sens, grupa operativă care este constituită acolo trebuie să aibă prezență activă. Deci nu numai să fie receptori de informații, ci să fie cei care vin punctual în teren, iau legătura ca să, într-adevăr, să închidă circuitul informației. Deci dacă este aplicația deschisă, vedem efectiv dacă, într-adevăr, s-a ajuns cu forțe la persoana care este afectată. Pentru că, în fond, toți avem un singur interes. Protecția, salvarea persoanelor care sunt afectate. La fel, aș vrea să spun, o transmitere rapidă a informației de la oamenii din teren la centrele operaționale județene și, în ultimul rând, la nivelul de minister, pentru că aici funcționează centrul operațional național, că putem să venim cu informații către factorii de decizie. Același lucru aș vrea și eu să vă raportez. Avem stabilită deja o videoconferință cu inspectorii șefi de la județe la ora 15 și, domnul secretar, dacă timpul vă permite, vă invit să participați la această videoconferință. Vreau să mulțumesc pe această cale și eu, partenerul cu care lucrăm, cum spunea domnul inspector general Tobă, și cu Poliția Română, Jandarmeria și alte structuri. Avem, zic până acum, rezultatea organizată, este un partener foarte bun care funcționează și vrem să credem că peste tot în teritoriu funcționează. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, domnul general. În cea de-a doua parte a videoconferinței noastre o să trecem la discutarea unor aspecte de ordin tehnic.